Parcurile și spațiile verzi se pregătesc în această perioadă pentru sezonul toamnă-iarnă. Angajații plantează plantele bienale, sunt îngropați bulbii de la lele pentru a înflori în primăvară, sunt amenajate sensurile giratorii și se plantează copaci pe străzile nou reabilitate. Mușcatele au fost luate de pe stâlpi, iar cele care nu au avut de suferit din cauza soarelui puternic vor fi îngrijite peste iarnă și readuse în primăvară pe diverse străzi din Sibiu. Pe străzile nou reabilitate au fost plantați tei, iar în sensurile giratorii de la metro și semaforului a fost amplasat gazon, urmând să fie pus și în sensurile giratorii de pe Milia și Bahluiului. 35.000 de bulbi de la lele au fost pregătiți pentru a înflori în primăvară. Și în această toamnă, serviciul care se ocupă de parcurile și zonele verzi din municipiul Sibiu a avut grijă ca să se efectueze lucrările prevăzute pentru acest sezon, dar și să pregătească orașul pentru primăvara anului viitor. Pentru aceasta s-au plantat peste 100.000 de plante bienale, s-au îngropat bulbii de lalea și s-au plantat peste 450 de arbori pe străzile din oraș, dar și în parcuri.